Da, la achiziții publice știm foarte bine, sunt cele trei directive noi pe achiziții publice. Da, noi trebuie să dezvoltăm și să trimitem Comisiei Europene o strategie națională pe achiziții publice. Astfel încât și tratăm trei puncte în acest document, și anume partea de cadru legislativ, să arătăm modul în care România va transpune aceste noi directive în legislația națională și de când o va face. Al doilea punct se referă la partea de cadru instituțional, și anume să vedem exact dacă actualul cadru pe care știm că ne-a creat foarte multe probleme, mai trebuie modificat și cum, adică simplificarea numărului de structuri, comasarea unor dintre ele, chiar și ideea să mergem pe strict pe ceea ce prevede directiva europeană în achiziții publice, și anume, în special pe funcția de reglementare, funcția de remedii. Astea sunt cele două principale funcții cerute de către directivă. Și un al treilea punct din strategie se referă la partea de formare, de pregătire pentru toți ce înseamnă autorități contractante și acei experți care sunt cooptați, să spunem, în comisie de valoare. Deci astea sunt trei aspecte pe care noi acum lucrăm. V-am spus, sistemul, ne vom pune pe masa guvernului un document care să arate foarte clar, în special partea de mecanisme de implementare și structurile, partea instituțională, pentru că știm că aici au fost foarte multe neplăceri create în anii trecuți. Pe fiecare soluție în parte, cu bune și cu rele pentru fiecare dintre soluțiile propuse, astfel încât să luăm o decizie în conștiință de cauză.